Ieri, în cadrul compartimentului de ortopedie-traumatologie, s-a efectuat o operație în premieră pentru spitalul din Făgăraș, constând într-o osteosinteză centromedulară de tibie cu tijă de titan zăvărută sub control computerizat. A avut loc o intervenție în premieră în Făgăraș. S-a practicat o osteosinteză de tibie, nu operația este în premieră. Mai mult, tehnica folosită și implantul folosit a fost folosit o tijă de titan pentru tibie și zăvorâtă, deci blocată, zicem noi, printr-un sistem computer asistat sau electronic asistat. Tehnicianul firmei a intrat și el în sala de operație, ocupându-se de partea electronică, de calibrarea aparatelor, montarea lor. Era necesar, pentru că fiind prima intervenție, nu obișnuit cu sculele. Osteosinteza s-a efectuat fără deschiderea focarului de fractură și cu un risc de infecție și respingere a implantului minim, astfel ajutând la procesul de refacere al pacientului. Tija folosită pentru operație a costat 350 de euro și a fost plătită de pacient. Această intervenție are niște avantaje în sensul că șuruburile de zăvorâre sunt introduse cu mare precizie. Se urmărește practic pe un monitor lângă masa de operație, se urmărește avansarea șuruburilor, direcția lor și de asta este cu mare precizie. Riscurile sunt mai mici de eșec al osteosintezei. Avantajele ar fi, în primul rând, tija de titan este dintr-un material bun, cu biocompatibilitate crescută. Intervenția se face pe focar închis, deci nu se deschide locul unde este fractura. Precizia osteosintezei este crescută, nu se pune imobilizare gipsată postoperator. Așadar, medicii de la Spitalul din Făgăraș au demonstrat că pot realiza intervenții chirurgicale briliante și la Spitalul din Municipiu. Pentru început aș vrea să-l felicit pe domnul doctor Bănicelu pentru această intervenție. Nu este singura pe care dânsul o a realizat-o în cadrul spitalului, iar alături de dânsul sunt și ceilalți colegi ai noștri de la celelalte secții care au avut și ei rezultate uneori remarcabile în tratarea pacienților din zona țării Făgărașului. De asemenea, merită precizat că multiple premiere medicale au avut loc în ultimii ani la Spitalul Municipal Făgăraș și că în ultimii 4 ani s-au efectuat aproximativ 70 de intervenții de protezare a șoldului, iar de 2 ani de zile se fac și intervenții de chirurgie artroscopică.